ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local de astăzi. Înainte de a, dacă sunt obiecțiuni la procesul verbal de la ședința anterioară, domnul Barna. O să vă rog, doamna secretară, să modificați procesul ăsta verbal conform celor ce am spus eu ședința trecută. Ați scris aici că am sesizat o chestie, dați instrucțiuni și ați scris aceiași reprezentanți. N-are rost, votați, sunteți o adunătură de lingvei. Păi așa v-ați exprimat dumneavoastră, eu a trebuit să spun ce ați spus. Cum m-am exprimat eu. Ei, vă rog. Și așa, să-mi trimiteți ședința următoare, vă rog, modificată. Da, o să mă uit pe cameră. Nu, eu nu denaturez. Haideți, scrieți după dictare. Deci eu nu denaturez. Eu m-am uitat pe cameră și am scris exact ceea ce era acolo. Ca și înregistrare. Bine, n-am înțeles. Eu niciodată nu înțeleg, numai dumneavoastră înțelegeți. Modificați procesul verbal și scrieți așa. Da, o să modific. Aceiași reprezentanți, dar nu are rost să discutăm. Am înțeles. Pentru că noi nu avem Consiliul Local. Consiliul Local se comportă ca o adunătură de lingvei. Așa o să menționez. Nu, n-ați scris așa. Așa o să menționez, dacă vreți să menționez. Da, da, eu trebuie să verific. Eu am să verific dacă așa v-ați exprimat pe filmare. Eu știu ce am spus. Și am să verific. Ok. Deci eu așa am spus. Noi nu avem Consiliul Local de fapt, pentru că aici consilierii se comportă ca o adunătură de lingvei. Una am spus eu, alta a scris. Bine, am înțeles. Dar eu vreau să vă întreb altceva pe dumneavoastră. Dumneavoastră credeți că această exprimare este adecvată? Păi e ceea ce am constatat că fac domnii consilieri. Pentru toți domnii consilieri, la fel, toată lumea? Toți, pentru majoritatea. Sau eventual dintre. Pentru cei care au votat, exact, și au respectat. Așa l-a ajutat capul pieri. Deci eu nu intru în amănunte, pentru că nu este problema asta. Problema este a dumneavoastră, așa îi vedeți pe colegii dumneavoastră? Nu pot eu să fac altceva decât să constat ceea ce fac dumnealor. Dacă dumnealor votează cum li se spune, înseamnă că asta fac, nu-i problema mea. Dacă domnul primar nu-i capabil să citească fără să urmărească cu rândul, e problema mea, e problema dumnealui. Dacă domnul primar nu face diferența dintre stat și stat, hai săriți repede ca să... Deci dacă domnul primar nu face diferența dintre stat și statut, e problema mea să promovă de la domnul Barna. E statul de funcție, da? E statut. Nu, statutul este un document automat. Da, și ar trebui să-ți cer scuze. Ar trebui să-ți cer scuze de doamnele care te-ai contrazis cu aceeași, că nu ai dreptate. Păi nu ai dreptate, fluturi iar hârtia aia pe la cameră, cum ai fluturat, uitați greșeala. Calmați-vă și nu mai denaturați procesul verbal. Dar nu întoarce treaba. Cereți scuze pentru că vorbești despre tine. Să modifice procesul verbal. Da, supunem la vot. Să nu fii de acord. Ședința următoare de discuție în prezumții. Gata, am înțeles. Vă rog frumos să primesc domnul Barna, trebuie să dumneavoastră îmi dați voie. Dați un pic, numai o secundă. Domnul Leacu vrea să-ți spun. Da, da. Domnul Barna, aveți datoria să vă cereți scuze pentru eroarea care ați făcut. Greșeală științifică. Aceeași. Nu mai spuneți. Care era? Da, era corect, dumneavoastră. Care era corect? Aceea forma scrisă. Dom'le, eu am scris aceeași comisie, urmăriți doamnele. Nu mai cu statutul, cu statul, ați greșit-o aici. Da, lăsați că era vorba de statut. Statul de funcție. Statul este un document al unui partid pe care îl supun membrii. Asta e explicația de nu stați în învățământ. Că faceți greșeli științifice undeva. Nu, haideți să ne axăm pe problemele care sunt. Vă rog să nu vă mai legați de viața personală, domnule. Domnul personal, suntem în Consiliu Local. Păi și eu v-am întrebat ce ați făcut aseară dumneavoastră? Da. Întreabă-mă. Păi dar nu-i problema mea. Asta înseamnă că voi să vorbesc aici. Domnul Barna, vă rog la discuția, s-a înscris la cuvânt domnul Gânga. Poftiți, domnul Gânga. Mai e foarte rău că să ajungem la discuții de aia, mai ales pentru un proces verbal care nu e esența de fapt. Ba da, că este. A unei persoane care intervine mereu, mai ales când am văzut și eu că domnul Barna a fost în fața acolo, flutura, că l-am și în față. Doamne, ce a scris aici? Aceeași, învățați-vă să scriți. Da. Pe aceiași. Era corect, era la plural și era două persoane, nu era o singură persoană. Eu m-am referit la aceeași comisie. Și eu când m-am dus și am fluturat și... Domnul președinte, domnul Barda, dar vă rog lăsați așa din punctul. Aveți dreptul la replică după aceea. Eu m-am dus și am arătat hârtia pentru că era scris ceea ce trebuie să facă consilierii. Domnule, dacă nu înțelegeți contextul, nu mai dați dovadă de analfabetism. Domnul Barda, lăsați-l să spun omul, aveți dreptul la replică după ce termină. După asta și mai eram acolo, puțin gripat, îl atacă pe domnul primar și spune, doamne, unde ați văzut dată? Statul de funcții. Statutul de funcții e un statut social. Ba da, i-a spus. Și ca să ne faci pe toți linguriști. Nu ne dați, ori suntem colegi cu toți, ori dacă... Nu mai votați cum vă spune domnul primar. Domnule, eu am pretenții, dacă eram eu să fac... Aveți un pic de conștiință, domnul președinte. Domnul președinte, dar lăsați-l să-și ducă ideea până la capăt. Eu vorbesc cu domnul președinte, nu vorbesc cu colegul dumneavoastră. Domnul președinte, dacă era o persoană ca mine și se făcea asemenea greșeală, ca să spun, de exemplu, la un statut social, să-i spună că așa se scrie la... statut social la primar, statut social, era destul de clar ce statut social. Ce vrei să spui? Deci, domnilor, în momentul când un profesor, face asemenea greșeli, dar trebuie să-ți dai. Nu mai corecta pe fiecare. Eu v-am spus să nu vă mai comportați ca o adunătură de fost, și chiar dacă era o mică greșeală, nu trebuia să ieși. Și când m-am dus la domnul primar... Atâta am avut, nu trebuia să ieși de evidență. Eu m-am dus la domnul primar, că domnul primar a zis că nu este menționat pe hârtii. De-aia m-am dus la domnul primar, nu ca să-i spun că e scris acela sau acela. Vreau să interveni, da? Nu intervin. Asta e, doar acum mai știm stilul domnului Barda. N-are rost ca să pierdem vremea cu chestii. Supunul la vot, cine este de acord cu procesul verbal? Cine este pentru? Se abține cineva? Eu votez împotrivă până... Da, împotrivă, domnul Barda împotrivă. Dar vă rog să faceți mențiune, da? O să facă. Place, domnul, mențiunea v-am spus. Atâta timp când s-au votat din majoritate, n-are cum să mai schimbe procesul verbal. Nu, dar nu se schimbă proces, face mențiunea în procesul... Dar eu verific din nou camera și să vedem cum s-a exprimat domnul Barna și o să... Da, dar nu este corect să te explic așa. Dar noi ne pierdem în niște amănunte. Noi acum, deci, esența acestei ședințe și a ședințelor în general nu este aceasta. Este cu totul alta. Dar ar trebui să vedem, să ne concentrăm pe ceea ce este pe ordinea de zi. Eu așa consider că este... Dăm cuvântul domnului primar să chizează ordinea de zi. Suportăm materiale care nu există. Sunteți convocați în ședința de ordine. Nu v-am, dacă nu vă place, puteți părăsiți locația, că nu e obligat omul să rămâneți. Pentru data de 31/10/2023, cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Balcani, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetare la data de 30/9/2023. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii mandatului special a reprezentantului legal al UAD Balcani pentru ședința AGA și SECE, Compania Regională de Apă Bacău, din 6/11/2023. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al UAD Balcani în AGA și ADIB Bacău cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi ale ședinței AGA-ADIB din data de 6/11/2023. 6. Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul modernizare drumurilor locale în satul Frumoasa, Comuna Balcani, județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul modernizare drumurilor locale în satele Balcani și Schitul Frumoasa. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul modernizare drumurilor locale în satele Ludar, Schitul Frumoasa, Comuna Balcani. 9. Diverse. Da. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Potrivă? Toată lumea e. Proiectul privind aprobarea alegerii președintelui de ședință. Da. Propuneri. Domnul... Domnul președinte, îl propun pe domnul consilier la ovație. Mai e cineva? Mai propune cineva? Domnul Gânga. Eu propun pe domnul consilier Barna Ciprian. Da, mai sunt propuneri? Înainte de asta vreau să vă anunț că domnul Rață nu poate veni la ședință și a spus că el e de acord cu toate punctele de la ordinea de zi, are un problem personal, nu poate ajunge. Să-l trecem prezent și el e de acord să-l trecem ca și vot pozitiv. În ordinea propunerilor atunci. Cine este de acord ca pe următoarele 3 luni să fie președinte la Consiliul Local, domnul Leahu Vasile, domnul consilier Leahu Vasile. Hai să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Domnul Rață. Domnul Rață 10. Domnul președinte, dar una e că lipsește și... Dar eu, omul, dacă o spus că e de acord cu tot... Să-l pui cu votul? Punem 9, poftim. Tot acolo. Tot acolo. Nu, dar a mai fost o discuție. O mai fost așa. I-am spus că și alegerea, o să fie de acord cu oricine va fi ales. El o să poți intervine online, dacă nu ai nevoie. Dar s-a votat votul de desfășurare la asemenea situații. Cineva are un caz, ne-am înțeles că suntem de acord. Toată lumea, oricine poți să întâmple. Da, continuă, domnul. Cunoaștem elementele. Da. Da. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Balcani, județul Bacău. Dacă vrea cineva să intervine, bage la acest punct. Sunt bani care au mai rămas prin alte fonduri, s-au virat, nu mai avem datorii. Dar discutat-o și în ședința aia. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetare la data de 30 ianuarie 2023. Banii care s-au cheltuit în trimestru. Discuții, da. Discuții. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii mandatului special al reprezentantului legal Oad Balcan pentru ședința AGA și Compania Regională de Apă, CRAP, din 6-11. Fiecare unul se trebuie votat, nu se știe. Da, vrea cineva să fie acolo? Spune la vot, cine este pentru? Să abține cineva, potrivă, toată lumea. Deci în următorul punct. Proiectul privind acordarea mandatului special al reprezentantului Oad Balcan la Adip Bacău. Da, se repet aici. Nu, iau. Una e la CRAP, una e la Adip. Da, la Adip, da. Așa chestii. Spune la vot, da. Dar spune la vot, cine este pe? Toată lumea. Astea 3 s-a aprobat. Plus 3, da. Că s-a aprobat toate. Pot aproba și acela. Proiect de minitori dintre. Proiectul de privind acordarea, nu. Proiectul de privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul modernizare drumul local în satul Frumoasa, Ludaș, Balcani. În toate 3 aici satele. Dacă vrea cineva să intervine la aceste... 6, 7 și 8. Da, la aceste puncte. Se referă la ea aceeași... Numai că omul separat. Domnul Gânga. Da, eu am o întrebare la domnul primar. De exemplu, dacă din bugetul local nu există bani suficienți, presupunem că nu există, la care renunțați? Văd că sunt 3 proiecte de hotărâre. Primul începe cu Frumoasa. La care renunțați? Nu renunțăm la niciunul. Le luați în ordine? Nu renunțăm la niciunul. Să zicem așa, eu ar fi foarte mulțumit să fie bani. Eu zic sunt și nu renunțăm. Dacă o fi de renunțat, întâlnim în ședința Consiliului Local și luăm o decizie. Așa ar trebui să luăm o decizie. Dar până acum, dacă n-am avut probleme, cred că nici dacă nu s-a dat. Supunem la vot. Cine este pentru? Mai vrea cineva să intervin? Domnul... Da, o mențiune. Da. Vă felicit că suplimentați acolo. Faceți și mai greu faptul de a avea canalizare pe viitor, ca să aibă ce sparge. E bun că faceți asfalt, dar trebuia făcut întâi canalizare și apă. Și votez pentru. Da. Deci, mai pun poate. Cine este pentru? Toată lumea. Ne simțim la diverse. diverse. Ați avut la materialele de ședință și un raport al asistenților sociale. Dacă aveți vreo nelămurire, eu am considerat că... Nu, doar le-am dat la materiale la domnul consilier ca să-l studieze, să nu mai fim nevoiți să-l citim în ședință. Ca titlu informativ. Da. Că, așa, dacă... fiecare trimestru trebuie prezentat o situație în Consiliul Local pentru aceste persoane. Da, domnul Barna vrea să intervină? M-au sunat mai multe persoane, nu știu, pe schitul să întrerupe iluminatul pe la 6-7 seara. A fost o problemă sau o rezolvată? Nu știu, câteva zile la rând. Nu, da, a fost vântul ăla, seara într-adevăr, dar după aia... La rețeme avem o problemă care la un stâlp e plecat astăzi de electrician. S-a rezolvat, cursul de astăzi. Pe schit s-a rezolvat, e rezolvat, domnul Gânga, nu? Da, da. Ca seara n-am mai avut timp să mă rezolv. Am dat să întrerupe și noaptea sau nu? Nu, Dudașul nu se întrerupe. Am zis că se recupereze zilele alea care nu am dat. Dacă mai vrea cineva să intervine la dimineață, domnul Gânga. Domnul primar, la Știrbăți se poate face o cale de întors acolo. Intră și mașina cu plintru gunoi. M-au solicitat cu oamenii, mai bine, cu mașini, mai aduc ceva, nu au unde să întoarcă, trebuie să-i dea înapoi 200 de metri. Și este loc și domnul consilier Titel o văzut pe loc din tot acolo. Se poate face. A fost se poate face de oameni și vor rezolva. Și odată o să dispară și alea 2-3 containere care sunt acolo și nu sunt frumoase. Și a doua o să fie mulțumit și o rezolvăm. Timpul și oamenii de lucru, mâna de lucru nu avem, dar da, o rezolvăm. Am fost și am venit, m-am uitat și eu. Avem tot mai sus, tubul ăsta, ca să veniți să-l faceți aici la botezatul, la gipul botezatul, în curba aia la Rățăni. Am zis că să-l lungim, puneți un tub de 2 metri, că vin iară iarna și iară sunt accidente. Nu iarna să nu fie cu accident acolo. La nelul, am zis rău, la nelul botezatul, la Rățăni. Știți, da? Da, da. Da. Două tuburi, pus, făcut și acolo ceva, măcar... Trebuie mutat și stâlpul ăla de acolo. Nu, ar avea loc. Că dacă se pune pe partea către Vic, dacă se pune parapeți, se poate face destul de frumos. Și o a treia întrebare, mai știți ceva de Căpățâna? Cum stă situația? Așteptăm. Nu am mai primit răspuns de la verificare. Sunt multe proiecte, personal puțin. Am telefoane, am fost și la București, la minister, nu suntem singuri. Da. Sperăm. Da, altă problemă ar fi cu colectarea gunoiului. Înainte veneau două mașini. Una venea pe frumoasa, una pe schit, care făcea schit cu Ludaș, și mai venea una pe frumoasa. Am înțeles de la cineva, acum nu mai vin două, vin numai una. Așa da, tot două. Nu, în funcție, dacă se umple mașina, vine a doua mașină. Dacă nu, n-ai vreo să mai vină a doua mașină. În cazul că... Deci nu rămân gunoaie pe drum. În fața... În cazul că nu s-a recoltat tot, mai bine le faci un compus. Da, eu de ce spun treaba asta? În momentul când s-a solicitat gunoiul colectiv în acei saci galbeni, deja majoritatea, peste 50% e colectiv. Deci nu se mai poate umpli mașina. Mașina pleacă goală. Și de asta vine și una singură. Dacă erau două mașini și plătim pentru două, băi, să vină lunea. Una pentru selectiv, una pentru menajer. Nu facem noi regulile astea. Nu facem, dar e greu și pentru cetățeni. E foarte greu. Domnul Petrică, am fost personal la punctul de recoltare, la Tescani. Deci am mers cu ei pe drum, s-a strâns și într-o mașină s-a strâns 7,5 tone și într-una 1,2 tone din selectiv. Deci acum am dat seama, să vină, nu știu. Oricum noi plătim la tone, nu plătim la transport. Da. Așa că n-ar avea rost, zic eu, ca să vină o dată pe săptămână. Deci o dată pe lună e suficient, părerea mea. Dacă considerați că... La selectiv? Da, la selectiv. Dacă considerați, putem să ne întrunim, să vorbim, să Încercăm să modificăm contractul. Nu avem cum facem. Da. Voi selective este, dar omul face în așa fel, discapă de el. Nu, ar trebui să vină bani două ori pe lună pentru... Două ori, da. Dar discuțiile au fost... Deci, două ori, da, dar o lună pentru să stea omul cu cutiile și miganul la nas, e mult, e foarte mult. Dacă totuși spunem că suntem în Uniunea Europeană și trebuie să ne conformăm, păi dar de ce să nu avem și condițiile necesare, nu? Scoate din nou la licitații... Vine cum să culezi de ăsta subțiri, nici măcar și pui acolo toate grămadă, eu nu știu cum fac ei. Păi da? Nu vrei selectiv. Ce selectiv? Pui doză, pui carton, pui pet, pui plastic și dai selectiv. Ce selectiv? E considerat selectiv și așa plătim selectiv, mult mai puțin. Asta nu e treaba noastră, că e selectiv, că le aș și fac ei, dar acolo au bandul meu. Trebuie dumneavoastră să urcheți. Am crezi că da, dar e singura primărie peste tot așa se lucrează. În stația de operare se sortează. Este în stația de operare la ăsta se sortează. Ei au acolo mașinării pentru sortat. Treaba avem noi că ia gunoi selectivă. Eu am văzut și ați văzut și dumneavoastră. Unii sunt două, trei containere de gunoi. Toți vecinii care și cu găreata aia. L-am văzut cu găreata aia iasă din curte, tu uci în containere acolo. Și ăla de bună credință, cetățeanul de bună credință, ia-ți odată pe săptămână cu pubela în față, ăla nu-i încape atâtea cartoane. Ai văzut de ce am mai luat eu dintre pubele? Dintre păi, ori puneți pubele ca să fii mulțumiți toți, ori nu ori o parte. Nu, containeri n-ai cum să pui peste tot, că mizerie, o să fie peste tot. Că omul nu știe să ducă la... Păi de asta am și zis, dacă la Tirbăți faceți loc de întoarcere, o să dispară acele două containere sau trei, două sunt acolo. O să dispară. Pentru că trece mașina. Dacă da, dispare, mai e rămas la Balcan marginea și la Casoasă, domnule, mai sunt două. Da. Ei, trebuie gândită treaba, tot mută. Acolo facem. Sunt acele de la școală, galbene și verzi, containere. Nu au fost puse, dar acum trebuie să le reparăm, să vină ei, să le repare. Le-au stricat toate. Dar pentru sticlă, domn primar, nu s-au luat nicio măsură. Sticlă. Sunt containerele alea. Sunt alea. Nu, sticle. Sunt alea, da. Containerele. Amestecă. Nu le-am impus. Le-au stricat. Dar sticla nu merge. Nu merge la selectiv. Dar e special pentru sticlă. E special. Da, am o grama de sticlă. Cu el, o ședință și făcut ceva ca să fie și oameni mulțumiți. Da, eu atât. Da, mai vrea cineva să intervin? Dar saci ăștia galbeni n-au fost dat la toată lumea? Ba da, din parte în parte. De unii ia sacul plin, la sub nu aruncă și sacul. Sau dacă nevoie, doi. Păi de la sâmbătă o venit. Da. Și la mine, acolo, zona mea, numai eu am scos. Nu, dacă ei nu scot, dacă nu consumă. Nu, și cum s-a împărțit sacii aia? Eu n-am scos în ziua aia, nu mi-au pus șmecherii și saci. Și hârtia aia? Nu mi-au pus-o, ca să... Deci dacă n-am scos atunci, dacă ești la ei, probabil, când trec cu selectiv... Nu mai lăsa niște saci la primărie, dacă e nevoie... Nu, dar mă refer la oameni, că eu mi-am lăsat de la dat sacul, nu eram acasă. Sacul cu aruncat pe stigar. Da, aruncat pe stigar, sacul galben, da, nu. Adeața zic că n-am văzut la vecin, zic că poate n-au primit, sau vorba dumneavoastră situația... Nu, eu nu scosesem atunci, care o scos, toți au avut țădulă și cu saci. Până n-a fost acasă. Da, și n-am scos... Dar ei ridică tot, nu contează culoarea sacului. Ridică tot sacii, care-i scobidoane, cu peturi. Nu neapărat în sacii... Nu trebuie să fie în saciul lor, deci ridică și altfel de sacii. Ia și sticla de acolo. Și atunci, de unde ridică, o să lasă sacul. O ia, că cumulată mi-au avut niște lăzi la reținul la privatizare, au avut și... Cred că avea multe sticle. Dar le-au scos treptat și ei le-au ridicat toate. Nu au dus de 3 supărate. Da, 3 zile. Noi avem o ședință la Birești, ați luat cu... Gazul. Dacă mai e cineva care vrea să intervină, dacă nu declarăm ședința închisă, mulțumim.